Haideți să ne plecăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Te binecuvântăm, Tatăl nostru, care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta cu bucurie și cu mulțumire. Am venit în dimineața aceasta să ne închinăm, să Te lăudăm, Doamne, și să ascultăm cuvântul Tău. Mulțumim pentru Domnul Iisus și pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o prin credința în El. Mulțumim că la firul vieții noastre ai adăugat această zi și aceasta este ziua pe care ai făcut-o Tu să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne dă izbânie! Doamne dă binecuvântare peste tot ceea ce se va face în locul acesta. Binecuvintează fiecare suflet din fața locului. Mă rog să binecuvintez familia Dubere care și-a adus darul pe care l-au primit de la Tine ca să-L binecuvintez. Binecuvintează, Doamne! Binecuvintează pe toți cei care au venit cu ocazia acestui eveniment în casa de rugăciune. Doamne, în această ocazie vrem să lăudăm și să înălțăm numele Tău. Primește închinarea și lauda buzelor noastre. Dorim în această ocazie să Te apropii de noi cu cuvântul Scripturii. Vorbește-ne, Doamne! Duhule Sfânt, tălmăcește-ne Scriptura să o înțelegem și fă să fie cu folos cuvântul pe care L-ai pregătit pentru noi astăzi. Amin. Mulțumim că ne asculți, binecuvintează și musafirii care sunt cu noi, Doamne, și în toate dorim să fie înălțat și glorificat numele Tău acum și în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Bine ați venit în dimineața aceasta la închinare în casa Domnului. Vă salutăm pe toți cei care v-ați făcut timp și ați venit în această dimineață. Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu să fie din plin revărsată peste noi și în această zi. Este un eveniment special. Ovidiu, Natalia, tare bucuroși că lângă Elisei, Dumnezeu l-a mai dat pe Ruben. Sunteți bucuroși, da? Ce nume biblic ați ales? Frumos! Să-i binecuvinteze Domnul. Acum, la Natalia văd așa un pic că era fetiță, era mai bine. Acum, dacă se meri după foaie, a treile va fi tot băiat. Dar ne rugăm să dea Domnul să fie fetiță. Nu ziceți amin, nu? Da, salutăm rudeniile care au venit, părinții și prietenii celor două familii, Dubere și familia lui Natalia. Bine ați venit! Domnul să vă binecuvinteze! Ne bucurăm și vrem în această zi bucuria noastră să fie mare, pentru că aici este prezent Domnul. Fie ca toți cei care suntem aici să simțim lucrul acesta. Ne rugăm și în această ocazie să ne dea Domnul cuvânt și fratele Iulian va avea un mesaj pentru noi. Vom avea la început două cântări cu întreaga biserică, fanfara, va lăuda pe Domnul, un program special cu ocazia binecuvântării și cuvântul lui Dumnezeu. Invit echipa de închinare să vină în față și împreună cu ei, haideți cu toată adunarea să cântăm, să lăudăm pe Domnul.
aceasta am fost la cineva de biserică care are un copil și l-a luat în brațe și îi cânta. A început să-i cânte. Și nu a trecut nici un minut când, după ce mama îi cânta, am văzut și copilul a început să cânte. Și zic, așa e, trebuie să-i obișniți de mic, de mici, să-i învățați de mici, pune-i fanfară numai. Și o să vezi la 2 ani cum va dirija fanfara aici la biserică. Dar avem două poezii și o cântare. Ascultăm pe Alexandra Pușcău cu o poezie, grupul de frați cu o cântare și apoi sora Paula Dubere cu o poezie. Când se naște un copil, nu-i deloc la întâmplare. E darul lui Dumnezeu, cu un scop și cu valoare. De aceea în rugăciune, bucuroși, mic și mare, cerem azi pentru tine har și binecuvântare. Mâna ta să-l păzească când spre rău va fi atras. Să-ți urmeze numai ție toată viața pas cu pas. Ne rugăm pentru părinți cu iubire să-l crească, prin viața lor sfințită, viața lui să o sfințească. Să-i îndrume pașii drept pe calea duhovnicească, să-l învețe din Scriptură cum trebuie să trăiască. Și părinții și bunicii, pentru el mai mult să fie echilibrul necesar și o bună mărturie. Sub lumina din Scriptură, copilașul să vă crească, sănătos în trup și suflet, pe Hristos să-L slujească. Tatăl bun să lucrătească de păcate, de ispite, de tot răul ce în lume și de plinul ei cuvinte. Domnul să-și înalțe fața peste el cu îndurare, din belșug să-i dea pacea, har și binecuvântare. Thank you.
mar, mi-amintesc că în zi de doi, Domnul a pus un nou altoi. E o cinga și o mlădiță, în slăvita viță, care Domnul nostru sfânt ce venit a pe pământ. Dubere rubenie e cu părinți, ce au drepțel, să rămână în Domnul lor, în Sfântul Mântuitor. Dragul nostru copilaș, luminos și drăgălaș, Ruben, iată ce-ți dorim, cum zisa Domnul-ți grăim. Binecuvântări de har din cerescul său altar, fie Domnul să-ți dea continuu viața sa. Cu mila sa cerească, Domnul să te păzească. Lumina feței sale fie în atacare. Să se îndure de tine, mereu să-ți fie bine, să-și înalțe fața sa pe toată făptura ta. Sfântă pace să-ți dea în continuu pururea, cu Domnul să umbli sfânt cât vei fi pe acest pământ. Domnul să-ți dea putere să faci doar a sa vrere și, Ruben, tu să vorbești doar cuvintele cerești. Viață veșnică să ai în încântătorul rai, veșnic cu Domnul să fii pintrea Domnului copil. Amin. Amin. Înainte de a trece la actul propriu zis al binecuvântării, așa cum avem obicei în biserică, aș dori să am câteva cuvinte pentru cei doi părinți, de fapt pentru toți cei care suntem părinți, să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și câteva îndemnuri pentru noi. Pentru aceasta vreau să citesc câteva versete din Psalmul de la numărul 127, de la versetul 3. Este un psalm al lui Solomon și el spune următoarele cuvinte. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Amin. Mai e loc în tolbă. Mă bucur de voi și de modul în care Dumnezeu v-a binecuvântat ca familie, părinți. Dumnezeu v-a găsit vrednici și v-a dăruit acești copii. Mă rog să-i creșteți pentru împărăția Domnului. Și mă rog ca Domnul să vă dea multă înțelepciune în sensul acesta. Nu de puține ori am spus la binecuvântări ceea ce vreau să spun, și anume că singura bogăție terestră pe care o putem lua cu noi de pe pământul acesta sunt copiii pe care Dumnezeu ne-a dat. Dacă ne rugăm pentru ei, dacă suntem preocupați de mântuirea lor, și mi-aș dori ca Domnul să vă ajute pe voi și pe noi, pe toți cei care suntem părinți, să fim preocupați de mântuirea copiilor noștri. Am observat în slujirea mea atâta durere în viața unor părinți, în inima unei mame, pentru copiii lor care nu sunt întorși la Domnul. Îmi spunea o soră în biserică, în dimineața aceasta, frate, mă rog, nu mai știu ce să fac. Mă rog pentru ei. Mă rog să mântuiască Domnul. Și am zis, da, este lucrul pe care putem să-l facem ca și părinți. Să ne rugăm pentru copiii noștri. Trăim într-o vreme zbuciumată. Uitați-vă la vremurile pe care noi le trăim. Trăim într-o societate dezechilibrată. O societate în care s-a pierdut noțiunea valorii. Pentru foarte multe familii, pentru foarte mulți părinți, banul a devenit mai scump decât copiii lor. Te duci, alergi, muncești și spui, vreau să-i las copilului meu o moștenire materială. Cineva mi-a spus, în urmă cu câțiva ani,
Dacă Dumnezeu va binecuvânta afacerea mea așa cum e acum, copilul meu, când va fi mare, nu va mai trebui să lucreze toată viața. Mă voi lupta să-i asigur tot ce are nevoie. Să o ducă bine din punct de vedere material. E mult de lucru. Munca pe care o depunem în zilele noastre și timpul tot mai ocupat au cu tot felul de lucruri adus la neglijența formării caracterului frumos a copiilor. Nu avem timp să ne ocupăm de ei și de educarea lor. Și mi se pare interesant un lucru, cred că e cazul și la voi, în sensul că lucrați de acasă. Să lucrezi de acasă și totuși să n-ai timp să stai de vorbă cu copiii, cu copiii tăi, să te ocupi de ei. În foarte multe familii, educarea s-a redus la a învăța pe copil să umble, să mănânce, să vorbească. Și nu e rău. Te ocupi de copii. Trebuie să-l înveți. Și știți cum e. La început cât de greu este până când învață primii pași. Îl înveți să mănânce, să vorbească și vorbești cu el. Dar parcă în multe familii totul s-a redus a învăța doar aceste lucruri. Și unii părinți au depus eforturi foarte mari pentru a-i școla cât mai înalt pe copiii lor. Și nu cred că e greșit în lucrul în sensul acesta. Alții au depus eforturi mari ca să le asigure condiții materiale cât mai bune. Câți părinți nu se duc în străinătate să lucreze? Și dacă stai de vorbă cu ei și le spui, dar de ce te-ai dus? Păi mă duc că vreau să-i cumpăr la copil. Mă duc pentru copii. Mă duc să le asigur un trai bun. Eu nu cred că e greșit neapărat. Dar atâtea familii au avut de suferit și atâția copii au crescut cu părinții separați. Fie că au crescut mai mult cu mama, de obicei cu mama. Și uneori cu tata s-a întâlnit de câte ori. Pentru că noi considerăm și sunt familii și sunt părinți care consideră că doar asta este datoria mea ca părinte. Să asigur copilului meu și copiilor mei lucrurile materiale, condiții cât mai bune. Sunt lucruri importante, așa aceste lucruri. Dar nu trebuie să fie prioritatea noastră ca și părinți creștini. Munciți, adunați, v-ați făcut o casă, Domnul v-a ajutat, este un lucru bun. Ați muncit pentru ceea ce aveți. Dumnezeu v-a binecuvântat cu acești doi copilași. Sunt binecuvântarea Domnului. Vă gândiți la ei. Probabil că faceți planuri încă de acum. Urmăriți să-i dați și la școală, să le asigurați o carieră bună, să-i puneți pe drumul unei cariere bune și sigure. Nu-i greșit. Foarte bine. Să vă dea Domnul înțelepciune și sănătate aici. Dar prioritatea numărul unu trebuie să fie mântuirea copiilor voștri. M-am bucurat când mi-a zis că îi pui fanfară în fiecare zi. Asta înseamnă că îți faci timp pentru ei. Prioritatea numărul unu este mântuirea copiilor voștri. De aceea fiți preocupați pentru mântuirea copiilor voștri. Mai mult decât a fi preocupat pentru a-i pune la dispoziție, din punct de vedere material, mai mult decât e necesar. Dar cum să fiu preocupat și ce trebuie să fac pentru mântuirea copiilor mei? În primul rând, rugați-vă pentru ei în sensul acesta. Rugați-vă. Deși au trecut mulți ani și am mai spus lucrul acesta, merită să-l mai spun. Când Dumnezeu mi l-a dat pe Dani, încă eu stăteam în Ianușda, Margareta a născut la Târnăveni și tot la 2 săptămâni, pentru câteva zile, mergeam. Și ajungeam undeva la 3:30, 4:00 acasă, în Târnăveni. Și primul lucru pe care îl făceam, mă puneam în genunchi, lângă pătuțul copilului și îmi puneam mâinile peste el. Și mă uitam la el
Și mă rugam lui Dumnezeu și mă rugam pentru mântuirea Lui. Faceți lucrul acesta. Rugați-vă pentru ei și rugați-vă împreună cu ei. Cel mai mare Elisei știe să pună mânuțele și așa suntem noi părinții. Cum pui tu mânuțele? Sigur că lucrul acesta trebuie în primul rând să aibă loc în familie și biserica ajută și grădinița noastră ajută. Câți n-au trecut prin mâinile Monii care i-a învățat aici la grădiniță să se roage și mi-au spus părinți care nu sunt membri în biserică. Copiii, când ne punem la masă, așa ne-a învățat Doamna. Rugați-vă pentru ei, rugați-vă împreună cu ei. Apoi, căutați să petreceți cât mai mult timp cu ei. Stați împreună cu ei. Lucrați de acasă. Stați mai mult cu copiii și faceți-vă timp pentru ei. Contează mult. Este mediul în care cresc sănătoși copiii. Apoi, puneți-le de mici cuvântul lui Dumnezeu în mintea lor. De mici. Mă bucur de acei părinți care învață pe copil versete din Scriptură. Și câteodată aici în program, când ei spun versetele din Scriptură, așa bucurie pe fețele părinților, a bunicilor. Mai sunt bunici, bunice care zic, eu l-am învățat versetul acesta. Sau poezia aceasta. Învățați-i cuvântul lui Dumnezeu. De mici. Ei trebuie să cunoască. Să cunoască Scriptura. Învățați-i despre Dumnezeu. Aduceți-i la casa Domnului. În ultimii ani am avut multe binecuvântări în biserică. Probabil că în ultimii 2-3 ani am avut cât am avut în 15 ani în biserica noastră. Și să știți că nu deranjează copiii. Mă bucur când văd de o mamă, un tată, care atunci când copilul devine neliniștit și plânge și așa, îl ia și îl duce la mama și copilul. Lăsați-i aici în biserică. Să crească aici. Aduceți-i la biserică. Aduceți-i la casa Domnului și după masă. V-am spus ce spunea un frate cu mulți ani în urmă. Vin vinerea la biserică ca să dau un exemplu copiilor mei. Ca să vadă în mine lucrul acesta și să prețuiască. Sunt părinți care după masă atâta îl iubesc pe fruncul meu și copiii mei, dar nu merg la biserică, că îl lăs neodihnim. Aduceți-i la casa Domnului. Învățați-i cu atmosfera din biserică. Contează lucrul acesta. Așa că Natalia, Ovidiu, este o mare binecuvântare din partea Domnului, copiii pe care El, Dumnezeu, i-a dat. Prioritatea numărul unu pentru voi ca părinți este să fiți preocupați de mântuirea lor. Mă rog să vă dea Domnul înțelepciune. Să vă umple inimile de dragoste. Să creșteți copiii care să-L cunoască pe Domnul și, spuneam la început, singura bogăție terestră pe care putem să o luăm de aici. În veșnicie. Sunt copiii noștri. Dacă suntem preocupați de lucrul acesta, de mântuirea lor, Domnul să îi binecuvinteze și să vă binecuvinteze pe voi ca părinți și pe toți cei care sunteți părinți, aveți copii, să îi binecuvinteze Domnul. Amin. Aș avea o dorință, dacă Ovidiu e de acord, la rugăciune să participe și Liviu ca bunic. Frate Liviu, te rog să vii aici și o să ne rugăm împreună. Vom citi din Numeri, capitolul 6, de la versetul 22. Când auzim rostit numele Ruben, biserica va spune amin, apoi se va ruga mama, se va ruga tata, se va ruga bunicul și o să mă rog și eu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze pe tine, Ruben. Amin. Domnul să te păzească pe tine, Ruben. Amin.
Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine, Ruben. Amin. Domnul să se îndure de tine, Ruben. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine, Ruben. Amin. Și Domnul să-ți dea pacea Lui ție, Ruben. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Ne plecăm acum înaintea Domnului și ne rugăm. Mulțumim, Tată, pentru această zi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântările pe care mi le-ai dat. Îți mulțumesc pentru Elisei, îți mulțumesc pentru Ruben. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat sănătoși. Îți mulțumesc, Tată, că te-ai îndurat de noi, Doamne, și l-ai dus pe Ruben cu bine pe lume. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce ai pus în ei, Doamne, te rog să ne dai înțelepciune să putem să clădim în ei cuvântul Tău încă de aici. Mă rog, Doamne, să ne dai înțelepciune, să purtăm o rugăciune și să le spunem despre Tine și cât vor fi mari, Doamne, să te avea ca Domn și Mântuitor. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce faci și ești pentru noi. Amin. Doamne, Tată, înaintea Ta și vreau să-ți mulțumesc pentru copilașii cu care ne-ai binecuvântat, Doamne. Ne rugăm, Doamne, să-i binecuvintezi. Amin. Astăzi, în mod special, ne rugăm pentru Ruben să binecuvintezi Tu. Amin. Să-l crești mare, sănătos, creștere armonioasă. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că Te îngrijești de noi, da, Doamne, toate nevoile noastre. Vrem, Doamne, să facem o prioritate în a Te căuta pe Tine și vrem, Doamne, să împrunăm copiii noștri pe mici spre calea Ta. Amin. Vrem, Doamne, să ne însoțești la fiecare pas. Amin. Să ne protejezi, Doamne, în lumea asta de atât de orice încredință. Vrem, Doamne, să Te căutăm pe Tine și să ne lipim de Tine. Vrem, Doamne, să rămâi continuare cu noi. Ca părinți, ajută-ne, Doamne, dă-ne înțelepciune, adaptare, în a-i crește pentru Tine. Amin. Pregând, Doamne, să rămân în continuare cu noi și Amin. În toate Tu, Doamne, să Te scălătă. Amin. Tatăl nostru, venim înaintea Ta, ne smerim și vrem să-Ți aducem laudă și mulțumire pentru cei trei copii cu care m-ai binecuvântat pe mine. Da, Doamne, mulțumim. Și știm, Doamne, că Tu ești Dumnezeul oricărei binecuvântări. Slăvit să fii, da. Mulțumim că binecuvântările vin de la Tine, da, și Doamne, mulțumim că Tu ne îndemni să ne rugăm pentru binecuvântarea altora. Da. Doamne, binecuvântă pe cei doi copii, Doamne, Ovidiu. Amin. Rugăm să îi întărești. Amin. Să-i crești frumos, să le dai sănătate. Să le dai până în cea de toate zile. Să-i ajut, Doamne, să fie și să Te primească pe Tine când vor fi mari. Amin. Rugăm să le dai sănătate și putere de lucru. Doamne, mă rog și pentru ceilalți doi copii ai mei, să-i binecuvintezi și pe ei. Amin. Binecuvântă-L pe David, copii, moși sănătoși, binecuvântă-L pe Andrei și fetițele lui. Amin. Rugăm să le dai o creștere frumoasă și să le dai înțelepciune. Te slăbim și îți mulțumim pentru toate lucrurile, în numele Lui Hristos. Amin. Amin. Doamne, ne prezentăm în fața Ta pentru că Tu ești Dumnezeul oricărei binecuvântări. Și îl aducem acum, în această ocazie, pe micuțul Ruben, rugându-Te să-i dai binecuvântarea Ta. Amin. Doamne, pune-ți mâna peste viața lui. Amin. Dă-i o creștere sănătoasă. Amin. Te rog frumos să-i dai mântuirea Ta la vremea hotărâtă. Amin. Doamne, aș vrea să-l păzești de boală, să-l păzești de atacurile celui rău. Amin. Te rog frumos, Doamne, să-l ajuți când va fi mare să deosebească binele de rău și să aleagă întotdeauna binele. Amin. Binecuvintează-l și pe Elisei, fratele lui. Amin. Și, Doamne, binecuvintează întreaga familie. Amin. Mulțumesc pentru Ovidiu, dă-i sănătate, înțelepciune să poată câștiga pâinea cea de toate zilele. Amin. Ne rugăm pentru Nati ca mamă, Doamne, binecuvintează cu sănătate, cu răbdare, cu înțelepciune. Amin. Veghează asupra familiilor lor. Mulțumim că ne asculți, mulțumim că vei lucra. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin. Amin. Râul binecuvântării peste ei azi revarsă, acum când plecați te rugăm, când inima e deschisă. Râul binecuvântării
el este Ruben, seamănă cu fratele lui. Tot. Este un luptător și va fi un luptător. Tot timpul cât l-am ținut în brațe, el o dat de mâini. Am crezut că el cântă la țuc trombon. Mișcă mâinile. Da. Copii frumoși. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Pe ei, pe părinți, rudeniile, întreaga familie lărgită. Și să dea Domnul binecuvântarea lui peste familiile noastre de tuturor. Amin. 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 Fanfara va lăuda amin pe Domnul. Amin. Servicii în Casa Domnului. Fratele Iulian va fi împreună cu biserica. Am fost invitat la servarea mulțumirii la Căuași, la fratele Dani. Și am fost de acord să particip. L-am rugat pe fratele Iulian să rămână astăzi toată ziua. Miercuri, împreună cu fratele Dani Oșvat, am fost la Oradea. Acolo l-am botezat pe fratele Guiaș, pe fratele Șani, acasă. El ar fi trebuit să fie aici la noi, la biserică, săptămâna trecută, starea de sănătate nu i-a permis și a fost botezat acasă. Domnul să se îndure de el. Să binecuvinteze casa lui, familia lui, toată familia, cu mântuirea lui. Vineri vom avea nuntă. Nu se ține serviciul de cununie în biserică, dar sunt invitați din biserică la Oradea. Vorba de fratele Andrei și de Daniela, sora Daniela Sabău, fost Sabău de acum. Așa că, după masă, vineri seara, de fapt, nu vom avea studiu biblic și rugăciune.
sâmbăta viitoare se schimbă ceasul și vom schimba și noi serviciul duminica viitoare. Dimineața rămâne de la ora 10, după masă ne vom aduna duminica viitoare de la ora 4, de la orele 16. Duminica viitoare de dimineață vom avea din nou un serviciu de binecuvântare. Este vorba de familia Ioban, Elora Maria va fi adusă în casa Domnului pentru acele binecuvântare lui Dumnezeu. Fericit este Andrei și bucuros, așa e și noi. Domnul să îi binecuvinteze. Am avut întâlnire cu frații din comitet, s-au luat câteva decizii. Am dorit să avem sărbătoarea corului anul acesta. Se împlinesc 120 de ani de la înființarea corului și chiar dacă în acest moment corul nu cântă în biserică, am vrea să marcăm evenimentul acesta cu o sărbătoare în care să cânte corul. Modul în care ne vom organiza depinde în mare măsură de dumneavoastră. Îl invit pe fratele Andrei să spună câteva cuvinte, cum s-a gândit, cum se va face și vă rog să-l ascultăm. Am discutat cu frații din comitet vineri pentru a reîncepe corul. Aș dori să vă lansez invitația celor care ați cântat în cor sau celor care vreți să cântați în cor, care n-ați mai cântat în cor, dar vreți să vă implicați. La finalul serviciului din dimineața aceasta să veniți, aș vrea să fac o listă, să vedem cât suntem, care suntem, dacă putem să începem lucrarea cu corul, să reîncepem, astfel încât probabil în luna decembrie să putem să cântăm. Totodată aș dori să spun că chiar dacă nu am cântat duminică de duminică, să avem probabil o slujire cu corul la două sau trei duminici. Deci repetițiile care vor fi, dacă vor fi, vor fi în așa măsură încât să putem să avem un repertoriu de cântări ca să cântăm poate de două ori pe lună sau de trei ori. Deci n-ar fi probabil o implicare în fiecare duminică, dar cât ne permite timpul fiecăruia, aș dori să slujim și în felul acesta. Știu că e greu. În ultima perioadă, multe mămici, pentru că la surori e problema, au avut copii, mai greu cu copii, știu și eu mai nou. Știu că și fanfara are repetiție sâmbătă, dar probabil o să găsim o modalitate astfel încât și frații care vrea să slujească să poată veni la repetiție. Nu vreau să fie o povară. Trăim într-o vreme în care timpul este foarte prețios. Poate că nu e ca așa cum 15-20 de ani când eram adolescent, când abia așteptam să vin la biserică și chiar dacă eram toată sâmbătă la biserică, nu era nicio problemă. Acum, în schimb, sunt alte vremuri, dar dacă nu ne facem timp, oamenii care vin la biserică nu vor fi slujiți prin astfel de slujiri sau lucrări. Deci vă invit cei care vreți să slujiți prin cântarea corului să mă căutați la final și să vă trec pe listă. Când lista este suficient de lungă, o să anunțăm repetiții. Probabil sâmbătă. Sâmbătă va fi. Vedem vârsta. Vârsta, da, nu este un criteriu, dar sigur, acceptăm orice vârstă. Da, mulțumesc. Mulțumesc, Andrei. Iar mămicile care aveți copii, ori le lăsați la bunici care nu vin, ori aduceți copiii la repetiție de cor. Facem un cor pe copii. Da. Îi mulțumesc fratelui Andrei pentru disponibilitatea pe care și-a arătat-o de a începe din nou slujirea cu corul. Știu că se dorește să avem cor, dorim cu toți lucrul acesta. E nevoie de jertfă. E nevoie de jertfă. Așa că vă rog să vă gândiți, vă rog să nu uitați la terminare. Stați de vorbă cu fratele Andrei, vom face o listă. Și dacă vom ține sărbătoarea și dacă vom continua să slujească corul, va continua să slujească corul în biserică, depinde de dumneavoastră. Dacă nu veți veni la repetiție și nu o să vă scrieți pe listă, nu sunt de bine nici dirijorii, nici comitetul, ci înseamnă că nu se dorește din partea celor care au mai cântat și au slujit în cor. Dar eu cred că aveți această dorință, merită să facem lucrul acesta, un pic de jertfă, merită Dumnezeul nostru să fie lăudați și cu corul. Domnul să binecuvinteze
și lucrarea aceasta. Vom face colecta cu o cântare, așa cum e obiceiul la noi, colecta în dimineața aceasta va fi donată familiei pentru micuțul Ruben. Dacă simțiți pe inimă, să dăruiți mai mult că să faceți lucrul acesta. Invit echipa de închinare să vină în față și împreună cu ei cântăm cântare pentru slava Domnului și se va face colecta. Și după citirea Cuvântului Domnului, rog pe fratele Emi Cotrol să ne conducă într-o rugăciune. Cuvântul Domnului. Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru Sfânt, care ești în cerul, din nou ne venim înaintea Ta cu mulțumire, cu recunoștință, pentru tot ceea ce ești Tu pentru noi și ceea ce ai făcut pentru noi. Mulțumim, Doamne, pe mine binecuvântat și astăzi suntem în locul acesta, datorită Harului și din Cuvântării Tale. Doamne, Te rugăm acum, binecuvântă cuvântul care ne stă înainte. Binecuvântă, Doamne, Te rugăm mesagerul Tău, binecuvântă casele noastre, copiii noștri, familiile noastre, cu ascultare de plină de Tine și de Cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că e ferice noi atunci când ascultăm de Cuvântul Tău. Și ajută-ne, Doamne, să fim împlinitori ai Cuvântului Tău. Rămâi cu biserica și cu toate familiile. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, astăzi este o zi în care voi răspunde la câteva întrebări care mi s-au ridicat în ultima perioadă
și prind această ocazie să le abordez. După amiază, subiectul mesajului va fi despre zeciuială și dărnicie, care e diferența între ele, dacă este vreo diferență și cum trebuie să ne raportăm la chestiunile financiare în relația cu Biserica, cu slujirea Domnului și a Evangheliei. Iar astăzi, acum dimineața, mesajul va fi despre câteva principii care să guverneze creșterea copiilor într-o astfel de vreme cum trăim noi. Drag Ovidiu și Natalia, bine ați venit în casa Domnului cu cel de-al doilea copil din... câți? X din 4i, de la 1 până la... cum? Nu înțeleg. Da, tot incrementează. Domnul să vă binecuvinteze, să-i binecuvinteze pe cei doi copilași ai voștri, pe Elisei cel mare, pe Ruben cel mic, deocamdată, și la finalul mesajului o să am un cuvânt pentru ei doi, în special, și când vor crește mari, să-și aducă aminte de acest moment. Acum, mesajul de astăzi este despre câteva principii care să guverneze creșterea copiilor, că este fată, că este băiat, slujba aceasta de creștere a copiilor este una dintre cele mai stresante slujbe din viața unui om. Cea mai stresantă perioadă din viața unui om este perioada în care are copii, se nasc și ajung la o anumită vârstă în care pot să stea pe picioarele lor, să ia decizii și să se miște singuri în viață. Este o perioadă foarte grea pentru că mersul lumii acesteia este unul care nu ne ajută absolut deloc. Pe vremuri, pe vremea bunicului meu, educația care a fost primită de la părinții lui era educație similară cu cea susținută de cultura din vremea aceea. Nu era mare problemă pentru bunicul să-și lase copiii pe stradă, să se joace cu vecinii, cu copiii, pentru că cam toți gândeau la fel și gândeau bine și se aflau pe o traiectorie cât de cât bună. Astăzi însă, noi trebuie să facem o educație care nu este în spiritul culturii noastre, ci este una contra culturii în care noi trăim. Și de aceea trebuie să fim atenți ca părinți la ce filme se uită copiii noștri. Trebuie să fim atenți la ce cărți citesc copiii noștri. Trebuie să fim atenți la școală când se duc și la manualele pe care le primesc, nu cumva să fie niște ciudățenii pe acolo. Așa ceva cu mult timp înainte, nici nu era, nici nu se pune problema. Astăzi se pune. Cultura care se promovează intens este una care vrea să distrugă caracterul copilului, valorile creștine tradiționale, este una în care răul e promovat drept bun și anormalitatea promovată drept normalitate. Cu părere de rău trebuie să observăm și trebuie să fim conștienți de acest lucru, că inclusiv președintele țării noastre, cel care și-a câștigat al doilea mandat cu o platformă numită România Educată, susține atât în platforma cu care a venit, cât și în mod deosebit acum, poate mai mult decât oricând până acum, introducerea acestea ce se numește ideologia de gen în educația școlară. Cu alte cuvinte, când copilul se duce la școală, și nu numai la școală, și la grădiniță, și nu numai la grădiniță, inclusiv părinții trebuie să fie educați, să le spună copiilor, Ruben, Elisei, voi nu sunteți băieți. Dar ce suntem noi? Voi sunteți ce vreți voi. Și voi, noi vă educăm pe voi neutru. Nu vă cumpărăm mașini, nici nu vă cumpărăm aragaz cu cratiță unde se face mâncare. Ci vi le cumpărăm pe amândouă. Și voi, după un timp, veți decide ce vreți să fiți. Băiat sau fată.
Și dacă voi vedeți cele să fiți altceva decât v-ați născut, este perfect normal. Noi vă ajutăm să faceți toate lucrurile care sunt implicate, tratamente și așa mai departe, ca voi să fiți năzbâtia care v-a trecut vouă prin cap. Și lumea în care noi trăim spune așa ceva e normal. Și noi suntem, noi trăim într-o astfel de lume și din toate ne confruntăm cu lucruri pe care străbunii noștri probabil că niciodată nu le-a trecut prin cap. Și de aceea, în vremuri ca acestea, creșterea copiilor este una dintre cele mai stresante perioade din viață. Și trebuie să spunem de la bun început. A spune unui băiat că el este băiat și că trebuie să devină un bărbat în viață, este un lucru normal, corect și sănătos. Și a spune unei fete că ea este fată și că trebuie să devină în viață o femeie și o mamă, este un lucru normal, sănătos și frumos. Și lucrurile acestea le afirmăm chiar dacă lumea în care noi trăim spune invers. Pavel îi spune lui Timotei la finalul lucrării lui pe acest pământ, în ultima scrisoare pe care o scrie, Timotei, vor veni vremuri în care oamenii nu vor putea să suporte. Nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Și își vor da învățători după mofturile lor. Vreau ca ăla care vine să-mi predice, care mă învață, care îmi spune pe ce direcție să merg, să nu fie unul care să-mi predice Scriptura. Nu-mi place Scriptura. Dar ce? Să predice lucrurile care îmi plac. După moftul meu. După plăcerile mele. Să nu mă condamne. Să nu condamne păcatul. Ci să laude lucrurile în care eu găsesc plăcere. Într-o astfel de vreme noi trăim. Și slujba pe care voi v-ați asumat-o, Ovidiu și Natalia, nu-i slujba ușoară. Când ai unul, e mai simplu. Când ai doi, e mai complicat. Când ai trei, dar pe vremea ca asta, frate, nu pe vremea dumneavoastră, pe vremea ca asta, este și mai greu decât atunci când a fost. Așa că, astăzi, cu ajutorul Domnului, voi formula câteva principii, câteva afirmații, la care noi trebuie să rămânem, sunt fundamentate biblic și sunt importante în creșterea copiilor. Primul. Prima afirmație. Modelul oferit este mai important decât educația primită. Noi toți suntem pasionați de educația copiilor. Și a spus și fratele Costor mai devreme. Vrem să-i trimitem la cele mai bune școli, vrem să deprindă cele mai faine lucruri, vrem ca să știe cât mai multe lucruri. E foarte bine. Numai că sunt unele lucruri pe care educația nu le poate face. Sunt unele lucruri pe care, oricât de mult i-aș spune, i le-aș spune unui copil, de el nu se prind. Și acele lucruri se prind de copil prin exemplul personal. Care sunt acestea? Stilul de viață, moralitatea și atitudinile. Acestea nu se pot transmite prin cuvinte, ci numai prin exemplul personal. Copiile învață prin imitare. Se uită la părinți și îi spun părinții multe lucruri, dar ei fac ce văd pe părinți făcând. Educația este bună, dar exemplul personal este mai puternic decât educația. Și exemplul personal uneori implică niște riscuri. Se spune că în al doilea război mondial, regele Cristian al X-lea al Danemarcei
Danemarca era sub ocupația nazistă și regele vede într-o zi steagul nazist pe o clădire importantă din Copenhaga. Și îl cheamă pe comandantul german, care răspundea de garnizoana din Copenhaga, și spune să dea jos steagul acela. Aici e Danemarca și steagul acela nu are ce să caute aici. Și comandantul a spus, nu-l dau jos. Regele se uită la el și spune, ok, atunci un soldat se va duce să-l dea jos. Și comandantul îi spune, ok, se poate duce, dar moare imediat. Va fi împușcat pe loc. La care regele se uită la comandantul german și spune, nu va muri deloc acel soldat. Pentru că acela voi fi chiar eu. Sunt unele riscuri pe care trebuie să ți le asumi. Riscuri care n-ar fi riscuri într-o lume sănătoasă. Într-o lume normală. Ci într-o lume anormală sunt lucruri care sunt privite aiurea. De exemplu, soțul, tata, să o iubească pe mama așa cum Hristos își iubește biserica. Ăsta este un exemplu pe care poți să-l dai copiilor tăi. Nu e la modă. S-ar putea ca unii să râdă de tine. S-ar putea să te izole, să te marginalizeze, să-și bată joc de tine, dar e sănătos. Și prinde bine exemplul acesta copiilor tăi. Mama să fie supusă tatei, așa cum biserica este supusă lui Hristos. Nu-i la modă. Nu-i ceva care se vinde în cultura noastră. E ceva antic, vechi. Trebuie aruncat la coș. Trebuie să clădim familia pe alte criterii, pe alte principii. Așa te învață lumea de astăzi. Dar Scriptura vine și spune că aceste principii, acest mod de a te raporta, tu ca tată, la soția ta, sau tu ca mamă, la soțul tău, prind bine și fac bine copiilor tăi. Modelul oferit este mai puternic, mai important decât educația primită. Al doilea lucru. Caracterul copilului este mai important decât dezvoltarea lui personală. La ora actuală este foarte la modă dezvoltarea personală. Să nu fii prost. Sau dacă ești, să nu rămâi. Să te dezvolți. Să faci cursuri într-o parte și într-alta. Să te prinzi tot felul de lucruri, să te pricepi și la una și la alta, pe vremea comunismului, pe vremea marxismului, că acum este neomarxism, știți? Pe vremea marxismului îi se spunea la treaba asta, nu îi se spunea dezvoltare personală, ci îi se spunea om multilateral dezvoltat. Da? Vă aduceți aminte. Omul nou este multilateral dezvoltat. Se pricepe la de toate și la nimic. Da? Ei, cam așa ceva vine vremea în care noi trăim astăzi. Și este foarte important să știi, să te pricepi, să faci tu totul, sau cât mai multe. Să nu te prostească cei din jur. Dar este bine ca să știi. Să știi cum se pune o creste, o faianță, că dacă vine un meseria să o pună, să nu te pune la preț, să nu te prostească, băi, acolo așa trebuie făcut, acolo invers. Să știi cât mai multe lucruri. Nu e rău. Dar caracterul este mai important decât lucrurile pe care le știi. Și atunci când vorbim de caracter, vorbim de cel puțin trei lucruri pe care aș ține să le punctez. Practice concrete care vizează creșterea copiilor. Primul. Caracterul presupune câteva cuvinte magice. Ea zice. Magice nu în sensul că sunt ce știu, vrăjitorii pe acolo sau alte lucruri care țin de magie, ci lucruri care au o putere extraordinară.
trei cuvinte magice. Te rog frumos. Mulțumesc. Te rog, iartă-mă. Greu de învățat. Unii nu le învață toată viața. Și nu le învață toată viața pentru că nu le-a învățat de mici. Dar dacă ei le învață de mici, le va fi foarte ușor de-a lungul vieții să le exerseze. Le repet. Te rog frumos. Soția de obicei, când venea procurarea, îmi spune, dă-mi cu tare. Soția se uita, cuvântul magic. Te rog frumos, dă-mi cu tare. Te înveți. Te deprinzi. După ce primești ceva, nu-l iei și pleci și taci din gură. Nu, ci să pleci. Mulțumesc. Ține de caracter. Și ține de cei 7 ani de acasă. Și apoi, te rog, iartă-mă. Am fost într-o situație care a apărut o mică problemă într-un anumit context și l-am rugat pe cineva să-și ceară iertare pentru ce a făcut. Păi, greu a fost și până la urmă și-a cerut iertare și după ce și-a cerut iertare a spus, băi frate, eu în viața mea n-am făcut așa ceva. E foarte important copilul să învețe atunci când greșește să-și ceară iertare. Dar este mult mai ușor pentru el să-și ceară iertare dacă îl vede pe părinte că-și cere iertare atunci când greșește. Este foarte ușor să le cerem copiilor noștri. Cereți iertare pentru prostia care ai făcut-o. Dar tu, tati, ți-ai cerut vreodată iertare. Dar tu atunci când ai greșit față de mami, ți-ai cerut iertare? Dar tu, mami, atunci când ai greșit față de tată, ți-ai cerut iertare? Nu, iertarea este mai pentru copii. Nu. Nici vorba. Când greșim oricare dintre noi, ne cerem iertare. Și lucrul acesta prinde bine copiilor. Apoi, pe lângă aceste cuvinte magice, pe care orice copil trebuie să le învețe și trebuie să le exerseze, sunt ceea ce se numesc valori morale. Valorile morale se zidesc în viața unui copil de mic. Să fii cinstit. Să vorbești frumos. Să nu minți. Să nu furi. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Să vii la biserică și să stai cu minte. Cât poți de cu minte. Să te joci frumos cu toți copiii din jurul tău. Ținte valorile morale. Valori morale care sunt sădite în inima copilului încă de mic. În 1950 era la modă în lumea în care noi trăiam faptul că dacă ceva rău se întâmplă în societate sau dacă ceva bun se întâmplă în societate, lucrul acesta nu e generat de educație, ci este rezultatul mediului în care noi trăim. Cu alte cuvinte, dacă eu voi face bine sau voi face rău în funcție de mediul în care trăiesc. Mă duc la servici și toți colegii mei sunt. Unul vorbește urât, altul îi jură ca vai de el. Eu ce voi face? Eu voi face și eu la fel ca ei. De ce? Pentru că mediul în care trăiesc mă influențează pe mine. Vin la biserică și toată lumea vorbește frumos. Și toată lumea cântă frumos. Și atunci și eu vorbesc frumos și cânt frumos. De ce? Pentru că mediul în care eu trăiesc mă influențează pe mine. Și atunci ei au făcut un studiu și au vrut să vadă dacă așa este sau dacă nu este așa. Și au dus la o pușcărie. La o închisoare și a făcut i-a luat vreo 250 de oameni închiși și le-a studiat puțin istoria, le-a pus tot felul de întrebări, tot felul de teste, au trecut ei prin tot felul de procese și la final au tras următoarea concluzie. Au descoperit că criminalitatea este rezultatul deciziilor individuale. A unor decizii morale eronate, mai concret.
Mai precis, cauza principală pentru care oamenii aceia au ajuns în pușcărie nu a fost mediul în care ei au trăit, ci a fost lipsa unei educații morale în timpul formării lor morale. Mai concret, între 1 și 6 ani. Între 1 și 6 ani, în viața fiecărui copil, se pun fundamentele valorilor morale. Dacă între 1 și 6 ani l-am învățat pe copil să nu mintă, să nu fure, să fie cinstit, să vorbească frumos, să-i respecte pe cei din jur și alte lucruri care țin de moralitate, atât prin învățătură, cât și prin exemplu personal, atunci, spune Scriptura, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. De ce? Pentru că în perioada copilăriei, între 1 și 6 ani, se pun fundamentele, se pune baza valorilor morale ale copilului respectiv. Sunt unii dintre noi care și-au făcut o casă. Și atunci când îți faci casa, primul lucru pe care îl faci este temelia. Dacă temelia aceea este o temelie bună, casa stă bine și rezistă. Dar dacă temelia este o temelie mai nebună, cum este casa? Pe măsura temeliei. Cum îți aștern, spune proverbul, așa vei dormi. Cum se fundamentează în viața copilului, în mod deosebit în primii ani, valorile morale, așa își va decurge, așa va decurge o bună parte a vieții lui. Așadar, când vorbim despre caracter, că este foarte important și este mai important decât lucrurile pe care el, dezvoltarea personală și lucrurile pe care le obține în viață, ne referim la cuvinte magice, la valori morale, dar mai este că un lucru. Una dintre cele 10 porunci, prima care, de fapt, are de-a face cu relațiile interpersonale, știți că în cele 10 porunci avem, se împart în primele 4 și ultimele 6 și prima care are de-a face cu relațiile interpersonale spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și Pavel, când reia această poruncă în Noul Testament, spune, este o poruncă însoțită de o făgăduință. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Respectul pentru autoritate se învață de mic copil. Respectul față de autoritatea părinților se va vedea ulterior în respectul față de autoritatea eclesială. Nu mă interesează pe mine ce zice păstorul. Nu mă interesează pe mine ce zice dinișorul. N-am eu chef să-i ascult pe ei. Când vezi pe un om care procedează în așa fel, uită-te să vezi cum a procedat față de părinții lui. S-ar putea ca, în modul în care s-a raportat la părinții lui, să găsești ceva asemănător. Mai mult. Cineva spunea și cred că are foarte mare dreptate, cu toate că lucrul acesta se poate ajusta, că modul în care un băiat s-a raportat la mama lui, modul acela îl va folosi în raportarea la soția lui. Și modul în care o fată s-a raportat la tatăl ei, va fi identic cu modul în care ea se va raporta la soțul ei. Sau exemplul pe care l-au văzut în familie, între mama și tata, copiii vor fi tentați să reproducă în familiile lor. Respectarea autorității. Că e vorba de autoritatea părintească, că e vorba de autoritatea eclesială, că e vorba de autoritate educațională,
că e vorba de autoritatea statală, civilă, sunt sănătoase. Lucruri bune, care țin de caracterul omului. Asta nu înseamnă că dacă îl văd pe tatăl meu făcând ceva rău, să tac din gură. Nu. Asta nu înseamnă că dacă văd pe cineva în biserică, care este în autoritate, că nu procedează bine, să închid ochii. Nu. Ci mă duc și răspund, dar respectând autoritatea, vorbind frumos și căutând să îndrept lucrurile care mie mi se par strâmbe. Sau ducând argumente pentru a ajuta pe cei care se află într-o astfel de situație. Caracterul este mai important decât dezvoltarea personală. Al treilea lucru. Mai important. A fi este mai important decât a avea. Lumea în care noi trăim este o lume tare complexă și tare complicată. În care a avea de multe ori este pe primul plan. Își caută un băiat o fată. Și când își caută o fată, la ce se uită băiatul prima dată? La a fi sau la a avea? Și se uită fata la băiat. Și își caută o fată, un băiat. Și se uită la toți care sunt disponibili. Și la ce se uită prima dată? La a fi sau la a avea? Cum? Cum? Foarte dificilă alegere. L-aș lua pe ăsta. E frumos băiatul. Dar e sărac. Aș lua-o pe fată. E bogată. Dar are un caracter cam ciudat. Ce fac? Ce este mai important? A fi sau a avea? În istoria, literatura teologică și în istoria creștinismului, de multe ori sărăcia este privită ca o virtute. Și uneori unii au preferat să fie săraci ca să fie cineva. Știți că a fost un om care a vrut un băiat care a vrut să moștenească viața veșnică. Și spune la Domnul Iisus și spune, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul se uită, păzește poruncile. Doamne, le-am păzit pe toate. Atunci mai trebuie să fac un lucru. Care? Să fii sărac. Sărac lipit pământului. Și o să ai o comoară în cer. Și a plecat foarte întristat omul acela. Ce e mai important? A fi sau a avea? Lumea care, trebuie să înțelegem acum un lucru. Lumea care noi trăim și cultura în care noi trăim a fost modelată de trei filozofi la începutul secolului 20. Și noi oarecum trăim astăzi într-o lume care e produsul ideilor pe care ei le-au avut. Primul a fost, pe care aș vrea să-i amintesc doar pe scurt, a fost Marx, care a spus că lumea este guvernată de interesul economic. Și cel care are mai mult e mai puternic, cel care are mai multe domină. Și la fapt, și se întâmplă asta în lumea de astăzi, da? Te uiți la Ucraina, te uiți la Rusia și spui cine e mai tare. Păi Rusia e mai tare de ce? Pentru că are nu știu câte bombe nucleare. Păi una singură să o folosească e și suficient, nu? Dar ea are mii de focoase nucleare. Da? Și te uiți în partea elaltă că Statele Unite este putere mondială. Dar de ce e putere mondială? Pentru că are nu știu câte submarine și are nu știu câte portavioane răspândite în toate părțile lumii. Cu cât ai mai mult, cu atât ești mai puternic. Apoi a venit Freud și a spus de fapt forța care îl împinge pe om înainte și societatea înainte este impulsul sexual. Și trăim astăzi într-o lume care este dominată de această sexualizare excesivă, chiar în unele situații. Și apoi a venit Nietzsche care a spus că Dumnezeu a murit. Și ideea lui Nietzsche cu Dumnezeu a murit a generat și a dat naștere unor
unui curent care se l-a început să numit agnosticism și astăzi se numește ateism. Și ateii, cei care se declară atei în lumea de astăzi, este undeva, procentul celor care se declară atei, cred că a ajuns undeva pe la vreo 30% din populația omenirii. Există un gol spiritual în lumea noastră, generată de depărtarea de valorile creștine. Și acest gol spiritual, lumea de astăzi vine și spune că trebuie să fie înlocuit cu lucrurile materiale și cu plăcerile sexuale. Golul pe care noi îl simțim în ființa noastră, acea tendință, acea dorință noastră după Dumnezeu, vine lumea și spune, n-ai nevoie de Dumnezeu. Ci vei înlocui acel Dumnezeu cu posesiunile materiale și cu plăcerile sexuale. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Ce a folosit unui om? Să câștige toată lumea. Dacă își pierde sufletul. Posesiunile materiale nu sunt totul. Le arde focul. Cu trosnet vor trece într-o zi. Lipindu-ți inima de ele. Ți-ai lipit inima de lucruri trecătoare. Dar e foarte important să înțelegem că a fi e mai valoros decât a avea. Să fii un om care îl iubești pe Domnul și îl slujești pe Domnul este mai important decât a avea toate lucrurile acestei lumi. Să fii un om care ai sufletul mântuit și care vei petrece veșnicia alături de Dumnezeu este mai important decât toate lucrurile acestei lumi. A fi e mai important decât a avea. Și lucrul acesta este foarte important ca noi să educăm pe copiii noștri. Știți că uneori anumite frâne pe care noi le punem copiilor noștri le prind bine? Le prind bine? Vine copilul și spune, vreau cu tare. Și vreau și aia. Și vreau și aia. Și sunt unii părinți care spun, le vrei pe astea trei? Eu îți mai dau încă trei pe deasupra. Dar am nevoie, nu contează. Să ai acolo tot ce ne-am avut eu. Le facem rău copiilor noștri. Copiii trebuie să învețe că trebuie uneori să pună frână dorințelor lor de a avea. Pentru că dacă nu exersează frâna, ajung niște neînfrânați. Fără frână. Frâna este importantă. Pentru că modul în care ei se raportează la noi și la lucrurile acestei luni, ajung să se raporteze și la Dumnezeu. Și la lucrurile lui Dumnezeu. Se spune că un copil își dorea tare mult o bicicletă. Și știa eu că primea cadouri la Crăciun de fiecare dată. Și atunci s-a dus la părinții lui și a spus tati și mami, eu tare mult îmi doresc o bicicletă de Crăciun. Și părinții s-au uitat la el și au spus, ok, dacă ești cu minte, primești bicicletă. A fi mai important decât a avea. Dacă ești cu minte, primești bicicletă. Atunci el s-a străduit el așa, copilul și babă frumos. Nu știți. Atunci, cu câteva zile înainte de Crăciun, s-a gândit el, mă, dar dacă totuși părinții mei au trecut peste pretenția lor și m-au cumpărat totuși bicicletă. Și dă o roată în toată casa. Și caută el cumva, ia să vedem dacă nu cumva părinții au ascuns bicicleta prin porc, prin pivniță, peste tot. Doamne, și vă găsește. Vine Crăciunul și tare mult îmi doresc o bicicletă. Și bicicleta nu este. Și atunci, într-o seară, se pune pe genunchi și spune, Doamne Iisuse, dacă Tu îmi dai bicicletă de Crăciun, eu promit că o să fiu cu minte două ori. N-am mers cu părinții, sigur merge cu Domnul. Liniștit cumva, Domnul va face o minune, la Crăciun o să am bicicletă, nu? Că am promis două luni să fiu cu minte. Se pune în pat, începe să doarmă, începe să se gândească, audio, stai puțin, că acum e vacanță, aproape de Crăciun.
Dar după aceea începe școala. Și nu a existat până acum. A fost pauză în care să nu fac o prostie. Poate să trag pe o colegă de codițe, poate să pun piedică la un copil, poate să râde unul că ești nu știu cum, poate să fac o altă ceva. Dom'le, n-a existat pauză la care eu să fiu cu mine. Dar nu cred că o să pot nici acum. Vai de mine! E imposibil. Nu să pot. Atunci, se dă jos din pat, se pune în genunchi și spune, Doamne, mai mai merg puțin. O bicicletă, atunci, nu mai o lună. Nu, Domnul. Uite, îți promit că dacă tu îmi dai o... E cinstit așa, nu? Unul la unul. Dacă tu îmi dai bicicletă de Crăciun, eu o să fiu cu minte o lună. Și pot. Nu o să înceapă școala, n-am probleme la școală, pot o lună de zile să fiu cu minte pentru chestia asta. Se ridică de la rugăciune, puțin mai liniștit așa, deal-ul făcut, mă pun în pat să dorm. Și începe să se gândească. Aoleu, dar stai puțin, că începe să ningă afară. Și ies cu copiii de pe stradă la Săniuș și mă duc să mă mai joc cu ei. N-a fost odată să ies eu cu pruncii la afară, la joacă și să nu mă cer cu vreunul. Bacă s-a băgat în mine, bacă eu în el, bacă pe culoarul pe care eu mă dădeam cu de la lin, s-a băgat altul. Nu există, n-a existat niciodată să iasă totul liniștit și totul să fie Paști. Ce o să mă fac? Nu o să rezist. Și atunci stă el să se gândească. Vine Crăciunul. Mai încolo o să fie puter de rușu. Se dă jos din pat. Se pune în genunchi și spune, Doamne Iisuse, am altă ofertă pentru tine. O bicicletă, dar pentru o săptămână. Atât. O săptămână o să fiu cu mine. Dacă tu îmi dai bicicletă de Crăciun, eu o să fiu o săptămână cu mine. Și asta se poate face. Că nu o să fie, nu o să vină tertelușul și nu o să ies copii și o să stau toată ziua în casă. Că și așa sunt sărbători și o să fiu cu minte o săptămână. Și începe el să se gândească, se pune pat, mulțumit, s-a desfăcut cumva, asta chiar că merge. Asta chiar că poți. Și își aduce aminte, aoleu, eu am o soră. Și n-a fost în viața noastră o singură zi în care să nu existe ceartă între noi. Eu, de multe ori, eu nu făceam nimic. Dar ea era de vină. Pentru că eu numai așa stăteam cu degetul întins către ea, și ea se împingea în degetul meu și imediat începea să țipe la părinți că eu am împuns-o. Dar eu nu am făcut așa. Eu am stat cu degetul întins. Și ea este cea care m-a provocat. Din cauza ei, eu nu o să pot să fiu cu minte o săptămână. Nici asta nu merge. Și atunci s-a gândit ea, știu ce să fac. S-a dat jos din pat, s-a îmbrăcat. Și a ieșit afară. Era frig puțin. Și la colțul străzii, era o biserică catolică. Mă, bisericile catolice, nu că cele astea, sunt deschise tot timpul. Și intră el în biserica catolică, fiind seară, nu era nimeni, n-a fost văzut pe nimeni, și în biserica catolică era acolo o statuie cu Fecioara Maria. Ia statuia, o bagă sub geacă, nu l-a văzut nimeni, nimeni n-a știut, se întoarce acasă tiptil, ajunge în camera lui, scoate statuia, o bagă în șifonier, în dulapul, închide șifonierul cu cheia, se îmbracă în pijamale și înainte ca să se pună în pat, se pune pe genunchi și spune așa. Doamne Iisuse, dacă vrei să o mai vezi vreodată pe mama ta, atunci... Știți că sunt unii care a avea este mai important decât a fi. Dar noi trebuie să educăm pe copiii noștri că a fi e mai important decât a avea. Pentru că modul în care ei se raportează la noi se vor raporta și la Dumnezeu. Și acum trebuie să facă Dumnezeu ce am zis eu. Și dacă nu face, în viața lui nu o să mai vadă pe mama lui. Trebuie să facă Domnul așa cum am zis eu. Nu știu dacă unii dintre dumneavoastră ați văzut, dar
am spus odată în biserică, merită repetat, este un film extraordinar de fain. Extraordinar de bun. L-am văzut cu feciorul nostru, cu nepoții și cu alții de mai multe ori. The Ultimate Gift, îi spune. Ultimul dar. O producție din 2006. Căutați-o și puneți-o tuturor copiilor să o vadă. Este vorba acolo despre un tânăr, răsfățat, care a făcut de toate. Într-o familie slăvită. Nu avea, nu a adus lipsă de niciodată de nimic. Și a murit bunicul. Și singurul moștenitor, sau bunicul iubea tare mult pe tânărul acesta. Și tânărul a vrut și bunicul i-a lăsat toată averea tânărului acestuia. Și el știa de lucrul acesta. Că i-a lăsat toată averea. Și s-a dus la întâlnirea în care avocatul a fost acolo prezent și a deschis testamentul bunicului și tânărul a zis, nu era avere puțină, era avere consistentă. Și spune, uite-te, aici deschide avocatul, uite așa, așa, uite-te, bunicul ți-a lăsat ție averea, dar înainte ca să o primești, trebuie să faci câteva lucruri. Ce? Și filmul prezintă vreo 12 lucruri pe care tânărul a trebuit să le facă, care au dezvoltat a fi în viața lui. Nu a avea. Să fie muncitor, să fie respectuos, să nu fie lacom, să cinstească pe cei din jur, să ajute pe cei nevoie, și așa mai departe. Și filmul prezintă transformarea unui băiat de bani gata într-un om care a primit o avere, o moștenire extraordinar de mare și care a știut să o folosească. Nu pentru a-și împlini mofturile, ci pentru a fi o binecuvântare pentru cei din jur. Merită văzut. Și îl recomand tuturor copiilor, dar în special părinților, ca să știe cum să procedeze uneori cu pruncilor. Așadar, trei lucruri mai importante. Modelul este mai important decât o educație oferită. Caracterul este mai important decât dezvoltarea personală. A fi e mai important decât a avea. Și ultimul, pe scurt, eternitatea este mai importantă decât istoria. Învață pe copil calea pe care să o urmeze și scopul pentru care îl învăț pe copil nu este ca eu să fiu văzut bine. Sau nu. Scopul pentru care îl învăț pe copil calea pe care să o urmeze este ca să-i prindă lui bine ulterior. Și aici este vorba de finalul vieții lui pe acest pământ. Dar Scriptura ne învață să primim, să privim și dincolo de viața aceasta. Și așa trebuie să educăm pe copiii noștri, astfel încât, ce spune Domnul Iisus, adunați-vă comori în cer, nu pe pământ, să prindă rod în viața lor. Pavel spune, vedeți că atunci când eu am vestit Evanghelia, în viața fiecăruia s-a pus o temelie, care este Iisus Hristos. Și pe această temelie, fiecare să ia aminte ce zidește. Unii pot să zidească lemn, fântre, stier, alții pot să zidească argint, aur și pietre scumpe. Și toate aceste lucruri pe care le zidești se vor vedea, vor ieși la iveală, nu în istorie, ci în eternitate. Și toată eternitatea noi ne vom petrece folosind lucrurile pe care pe acest pământ le-am adunat. Toată eternitatea noastră ne o vom petrece folosind lucrurile și comorile pe care noi ni le-am adunat pe acest pământ. Domnul Iisus spune, la unii i-a dat un talent și ăla și l-a îngropat. La altul i-a dat doi talanți și a mai venit cu încă doi talanți. Și la altul i-a dat cinci și a mai venit cu încă cinci. Și la final spune stăpânul, pentru că ai venit cu atâtea, uite, îți dau 10 cetăți. Uite, îți dau 4 cetăți. Să răspunzi, responsabilitatea și lucrurile pe care noi le vom face în veșnicie depind foarte mult de modul în care noi ne-am trăit istoria. Nu aici este iadul și aici raiul. Ci aici este anticamera iadului sau anticamera raiului. Și noi ne pregătim de pe acest pământ pentru veșnicie. Și de aceea este bine să le spunem pruncilor, de mici copii. Pavel îl apreciază pe Timotei. Timotei a fost un om care și-a jertfit viața pentru Evanghelie. Un om care n-a realizat foarte multe lucruri din perspectiva acestei lumi. Nu. Ci
El s-a dedicat Evangheliei, a slujit Evanghelia, a fost episcop în Efes, în urma lui Pavel, după aceea a fost urmat de alții și în final de Ioan, a slujit Biserica lui Hristos, la final a murit ca martir. Și dacă te uiți la viața lui Timotei, spui, bă, e o viață ratată, vai și-a mar de capul tău. N-ai făcut și tu o casă, n-ai făcut și tu o masă, n-ai făcut și tu lucruri care contează în această lume. Dar am făcut lucruri care, chiar dacă nu contează în această lume, contează în eternitate. Și știți de ce a făcut Timotei chestia asta? Pentru că Pavel îl apreciază și spune, auzi, Timotei, știi ce-mi place la tine? Că tu din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Învață pe copil calea pe care să o urmeze. Când? Între 1 și 6 ani. În mod deosebit. Atunci e deschis. Atunci e foarte receptiv. Atunci primește mai mult decât vreme le oferim noi. Fură, copiază, imită, totul. Învață. Și le va prinde bine ulterior. S-ar putea ca ceea ce noi învățăm, calea pe care noi le arătăm, să nu urmeze. A fost un fiu risipitor. Care a văzut un exemplu bun în casa lui. Și a luat-o pe alt drum. Dar la bătrânețe, la finalul vieții, nu se va abate de la ea. S-ar putea ca fiii roșii să o ia pe alte drumuri. Nu este niciun fel de problemă. Este responsabilitatea lor. Nu este responsabilitatea noastră. Dar responsabilitatea noastră este să le arătăm calea pe care trebuie să o urmeze. Să ne întărească Dumnezeu în viața de credință. Amin. Să ne dea ajutorul Lui și lumea aceasta cu atât de multe provocări. Să ne dea înțelepciune. Cum să ne creștem copiii. Astfel încât să fie o binecuvântare pentru semenii lor. Acum, la finalul mesajului, aș dori să am am aici o mică scrisoare pe care vă și las. Da? E frumoasă. Da? Pentru că sunt amândoi băieți, am ales și o culoare potrivită pentru ei. Da? Așa că scrisoarea mea pentru... Unde sunt? La mama și copilul. Nu știu dacă este corect mama și copilul, că vreau să zice tata și copilul acolo. Da? Și la pronicii, care sunt mai răzdrăvani. Dragă Ruben și Elisei, bine ați venit în lumea noastră. O lume imperfectă, strâmbă, o lume în care totuși sunteți chemați să creșteți drept, frumos și să fiți o binecuvântare pentru alții. Nu veți putea singuri. De aceea, alături de voi sunt mami și tati. Să-i ascultați. Să iubiți. Și să le fiți recunoscători pentru toată investiția pe care o vor face în viața voastră. Voi, Elisei și Ruben, trebuie să fiți cei mai buni prieteni. Să nu vă certați prea mult. Ci să vă ajutați unul pe altul. Pentru că punctele tari ale unuia pot să compenseze slăbiciunile celuilalt. Astfel, atunci când veți crește mari, veți putea face multe lucruri împreună. Împreună veți fi mai puternici decât separat. Împreună veți realiza lucruri mai frumoase. Și părinții voștri se vor bucura nespus de voi. Mai presus de orice, nu uitați că Domnul Iisus vă iubește. Și El dorește să fie Mântuitorul și Domnul vostru personal. Și prin tot ce veți fi și veți face, să vă adunați o mare răsplătire în eternitate. Așa să vă ajute Domnul. Amin. Amin. Mulțumim Dumnezeu pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul pe care l-a avut pentru noi. Un cuvânt plin de învățătură. Un cuvânt care cred că ne-a făcut să ne cercetăm. Și dacă am lăsat ca Duhul Sfânt să ne cerceteze, cred că după ce am ascultat cuvântul, trebuie să ne smerim și ca părinți să spunem Domnului, iartă-ne, Doamne, pentru că în educarea copiilor am greșit. Acum poate e târziu. Ce putem să facem? E să ne rugăm.
După ascultarea cuvântului, poate ca și copiii am greșit față de părinții noștri. Și trebuie să-i spunem, iartă-ne, Doamne, pentru că nu am ascultat, n-am respectat. Și Domnul să asculte rugăciunile noastre. După ascultarea cuvântului, poate că am greșit în relația noastră cu Dumnezeu, în relația noastră unii cu alții. Și nu putem să plecăm de aici până nu-i spunem lui Dumnezeu, iartă-ne, Doamne, iartă-ne. Și ajută-ne să fim înțelepți și să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Mulțumim pentru scrisoarea pe care ați citit-o pentru cei doi. În ultimul timp, la fiecare binecuvântare, fratele Iulian, obișnuit să aibă un cuvânt pentru copii și ascultându-l, când a citit scrisoarea, m-a plăcut cuvintele, dar mi-am imaginat peste vreo 15-20 de ani, când o să le puneți filmarea și o să le citiți scrisoarea, ce vor gândi ei, ce vor spune ei. Nu știu, probabil că vor fi mulțumitori, dar mă gândesc că o să-l întrebe pe Ovidiu, dar omul ăla care a citit, am vrea să-l cunoaștem. Și o să-l invitați pe un bătrân Iulian. Mai înțelept atunci să le spună câteva lucruri. Domnul fie lăudat pentru dimineața aceasta. Vă mulțumim tuturor celor prezenți și ar vrea să încheiem cu rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare. Te îngrijești de noi. Ne oferi atâtea binecuvântări și mai mult, Doamne, ne l-ai oferit pe Iisus Hristos și prin El mântuirea. Slăvit să fie în numele Tău. Doamne, mulțumim pentru că ne-ai dat acest cuvânt, însoțește în inimile noastre. Ajută-ne să medităm la El, Doamne, și fă-ne împlinitori ai cuvântului Tău. Mulțumim pentru toți cei care au venit, pe fiecare parte îi binecuvintează Tu. În special pe Ovidiu, pe Natalia și pe copiii lor, Doamne, Elisei și Ruben. Puneți mâna Ta peste biserică. Puneți mâna Ta peste familiile noastre. Acolo unde e nevoie de mântuire, dă mântuire. Unde e nevoie de sănătate, dă sănătate. Îndură-te de cei bolnavi, de cei care sunt în spital. Chiar în aceste clipe, puneți mâna peste viața lor. Petreci cu noi, Doamne, mai departe și ajută-ne să știm, să prețuim ziua de astăzi și să căutăm mai mult voia Ta. Rămâi cu noi, Doamne, și fii binecuvântat în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă ajutați. Încă o dată îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această dimineață și apoi vă mulțumim tuturor celor prezenți aici. Mulțumim musafirilor care ați fost cu noi, sunteți cu noi, să vă binecuvinteze, Doamne. Vedeți că veți putea cânta și sluji prin cor. Andrei e aici, vă așteaptă, se va face o listă și în funcție de câți doritori sunt, vom începe lucrarea cu corul. Domnul să ne binecuvinteze să rămână cu noi. Amin. Pacea Domnului, biserica este liberă.